Bine ați venit la NASA! Nu sunt într-o stație spațială, ci sunt la subsolul unui bloc foarte aproape de NZ, pentru că acest bloc se încălzește cu pompe de căldură și nu cu gaz. În spatele meu sunt 16 pompe de căldură aer-apă de la NIBE, furnizate de Trust Expert, partenerii alături de care am făcut acest material video, prin care vreau să vă arăt că se poate implementa NZ și la clădiri de tip locuințe colective sau blocuri noi făcute de dezvoltatori imobiliari. Așa că haideți alături de mine într-un tur foarte fain în acest proiect. Cel mai în măsură să ne explice și să ne facă tura ceea ce este aici în această cameră tehnică ca la NASA este Emanuel, pentru că el este partener NIBE și partener Trust Expert, montator autorizat Trust Expert, și el a montat aici tot, așa că, Emanuel, ce avem aici? Cine ți-a lucrat aici? Da, deci avem un sistem de pompă de căldură, split, da? Adică ce înseamnă split? Avem o pompă de căldură exterioară și unitatea interioară. Aici se face schimbul termic de căldură. Schimbul de la pompa de căldură în agentul frigorific vine în HBS-ul interior, aici se face schimbul termic și este preluat de partea hidraulică a instalației. Fiecare unitate interioară corespondentă unei pompe de căldură este preluată în colectorul distribuitor cu anumite protecții, pompe de circulație, filtre antimagnetită și așa mai departe. Deci de aici, aici are loc schimbul de căldură, aici se formează căldura. Ar fi echivalentul sobelor, e soba modernă. Da, sunt 16 unități, echivalente 16 unități exterioare. Și practic aici freonul, prin condensare sau prin evaporare, cedează temperatură, fie că vorbim de căldură, adică că aici vorbim de partea termică, sau în cazul în care ar face rece, tot aici s-ar face rece. Aici se face cald sau rece și pe aceste tubulaturi, pe aceste trasee termoizolate, ajungem la aceste filtre și vane, din care mai departe este colectată apa încălzită unde? Corect. În distribuitoare colectoare și ele sunt dirijate ulterior în stocatorul de energie termică. Da? De câți litri? De 1000 de litri. După care avem aici o vană de deviere, apă caldă sau agent termic, da? Pentru încălzire, adică pentru e diferit, agentul termic înseamnă cel care duce în pardoseală și se folosește câteva luni exact, pe an când facem rece. Așa, mai departe, e vasul de expansiune. Apa prin încălzire își mărește volumul și nu se poate comprima, aerul se comprimă. În interiorul vasului de expansiune avem o beșică plină cu aer, să zic așa. Iar apa, când își mărește volumul, exercită presiune asupra membranei vasului de expansiune și permite o egalizare în sistemul hidraulic. Nu-ți pușcă țevile, cu alte cuvinte. Sau cum ți-ar pușca, cum ți-ar apa când fierbi. În acest tank de 1000 de metri cub, temperatura apei la cât este? La cât se stochează? Deci temperatura apei va fi undeva la 50 de grade. Produsă de pompa de căldură. Produsă de pompa de căldură, pentru că așa am setat sistemul să funcționeze undeva la 50 de grade. Putem să mărim temperatura sau să scădem în funcție de necesarul termic în imobil. Rolul stocatorului termic este și de stocare de energie, dar în momentul când pompele de căldură fac degivrare, își schimbă ciclu, dezgheață bateria pompei de căldură și ia agent termic din stocator să ajute la deschețarea bateriei pompe de căldură. Asta pe timp de iarnă, când e foarte, foarte rece afară și se formează acele țurțuri pe, exterior. După care avem patru boilere. Avem patru boilere. De fapt, două boilere sunt corespondențe sistemului de pompe de căldură numărul 1, iar celelalte două sunt corespondente sistemului 2. Avem două sisteme în oglindă. Practic fiecare 8 pompe formează un grup termic. Corect. Avem 8 pompe de căldură care împreună deversează în acest stocator de 1000 de litri, care deservez mai departe două boilere a câte 1000 de litri fiecare, adică 2000 de litri de agent de apă caldă. Apă caldă, deci asta e doar apă caldă menajeră. Doar apă caldă menajeră, boiler de apă caldă menajeră, stocator de energie termică. Și când avem încălzire efectivă, agentul termic pentru încălzirea pardoseală de unde e preluat? Din boiler sau din stocator? Din stocator. Deci doar din stocator. Doar din stocator. Direct din stocator. Direct din stocator, boiler. Da. Ok.
După care cele două sisteme, ziceai că se unesc? Cele două sisteme se unesc într-un distribuitor-colector. Da? Avem sistemul numărul 1, sistemul numărul 2. Tur, sistemul numărul 1, tur, sistemul numărul 2, retururi, sistemul 1, sistemul 2. Aici avem o butelie de egalizare și distribuitorul care trimite agentul termic în imobil. Imobilul este compus din două zone, partea dreaptă și partea stângă, cu două pompe de circulație pentru fiecare zonă din imobil. Aici avem tablou electric, corespondent sistemului numărul 1. Avem siguranțe pentru fiecare, pompele de căldură, da? Pompele de căldură se numesc AMS și avem pompa de căldură numărul 1, 2, 3 până la 8. Da? După aceea, aici avem backup-ul electric, rezistența electrică în caz de defecțiune a sistemului pompelor de căldură. Intră automat rezistența electrică și... Plus, acea rezistență electrică este folosită și pentru a crește temperatura pe o dată pe lună, antilegionela, da, tratamentul antilegionela care se aplică la apa care stă. Corect. Legionela este o bacterie care, mă rog, e numită bacteria călăreților. Pentru că de obicei călăreții obișnuiau să bea apă din urmele lăsate de cai pe vremuri și luau această boală legionela. Se dezvoltă în ape calde, ape călduțe și atunci pentru a îi opri dezvoltarea și a o face să dispară de acolo, se ridică temperatura mai sus, undeva pe la 70 de grade. Parcă era. Nu, eu știu că la 60 de grade dispare legionela. Dispare, dar de backup se merge până la 70 să fii sigur că dacă s-a format cumva să se... Da. Să dispară de acolo. Deci asta este partea de tablou electric. Tablou electric. În cazul în care se face mentenanța la o pompă sau se schimbă ceva, se oprește curentul general și se face mentenanța. Bun, ajungem la partea de programare, să zic așa, da? Senzoristica senzorilor. Avem senzori peste tot, nu se văd acum, dar sunt pe fiecare sistem, pe butelii, la vana de amestec, avem senzor pe stocator, senzor pe boilere, senzor sus, senzor jos, ca să știm diferențele de temperatură la partea de stocator, exact, și atunci sistemul începe și produce energie în funcție de cerințele senzorilor, să zic așa, sau cerințele imobilului. Dar în funcție adică de cât e frig afară, ce necesar de energie este, exact. Dacă apă caldă, cât cum fac oamenii duș. În cât timp se umple un boiler? Adică pompele de căldură, în cât timp pot să aducă 1000 de litri la relativ destul, da, relativ destul de repede. Eu zic că în mai puțin de o oră ajunge, pentru că când am făcut testele, am dat drumul sistemului, cât am stat aici două ore, toate boilerele, inclusiv stocatorul, au ajuns la peste 50 de grade. Deja erau pline. Da. Da. Deci nu există riscul ca să facă toată lumea baie deodată și să nu se întâmple chestia asta. Pe sistem, ca idee, aici s-au folosit undeva în jur de un kilometru de cablu electric. Doar pentru pompele de căldură. Doar pentru pompele de căldură. Mai e cineva cu care îi plac cifre, diagrame și formule. Da. Cât timp v-a luat să montați? 6 băieți, 3 săptămâni. Ui, asta ceva, ca un submarin. Da. Un picuț. Da. Bine, aici intervin foarte multe lucruri. Aprovizionarea... Vorbim de dimensiuni de țevi, măricele neobișnuite, să zic așa, și atunci am folosit mai mulți furnizori care cum aveau pe stoc și atunci și asta ne-a întârziat un pic. Dar am finalizat, am avut dimensiuni și de țeavă de PPR, să zic, de 125, foarte greu de găsit. Găsit. Okay. Iar coloanele principale nu se mai văd acum că sunt izolate, le-am confecționat din oțel carbon. Presare. Da. Următorul bloc o să-l facem tot pe presare oțel carbon. Hai să vorbim de garanții. Perioada de garanție se execută mentenanță pentru tot sistemul. Ce implică mentenanța? Mai multe lucruri. Avem o listă întreagă de verificări, începând de la partea exterioară a pompelor de căldură. Bateria pompelor de căldură, în timp se depune praf pe lamelele schimbătorului, trebuie curățate, verificate, să nu fie îndoite, verificate posibilele pierderi de freon, adică toate conexiunile frigorifice trebuie verificate, toate părțile electrice trebuie verificate, ele prin încălzire se dilată, pot să apară așa, se strâng fiecare conexiune electrice. În camera tehnică
La fel, supape de siguranță, robineți, aerisitoare, filtre antimagnetită curățate, filtrul de particule curățate, vasele de expansiune verificate, la fel, conexiunile electrice verificate, update de soft, cei de la NIBE fac în permanență update de soft, facem update de soft în permanență. Aici softul îți permite să îți dai seama în timp real și de la distanță ce defecțiune apare în sistem, de aia sunt și atât de mult sens. Corect, nu? Da. Avem monitorizare la distanță, da, avem... primim notificare pe mail și pe aplicație dacă orice problemă există în camera tehnică, o primim și putem interveni în scurt timp. Sunt foarte multe situații când le putem gestiona fără să mai intervenim fizic, doar facem un update de soft sau un restart și sistemul pleacă, funcționează dacă nu este o problemă mecanică. Ok, adică ceva care chiar s-a stricat. Care s-a stricat, da. După acești 2 ani de garanție, mentenanța trebuie continuată, nu? Trebuie continuată, acest tip de mentenanță se face. Adică, practic, ca la mașini, că la mașini schimbi filtre și la mașini mai ai ulei, filtre și așa mai departe. Exact, da. Ce sfaturi ai dat tu pentru a avea o durată de viață maximă pe un astfel de sistem? Pentru a avea o durată maximă pentru acest sistem... practic, mentenanță anuală obligatorie, să zic așa, pentru că se pot descoperi anumite chestii în funcționalitatea sistemului și atunci ajută foarte mult sistemul ca durată de viață în timp. Ca la mașină, dacă ai grijă de ea. Exact. Adică poți să ai o mașină de asta, de ultimul răcnet, dar dacă o dai în grop și o tragi de ea săraca, ok, și o iei să schimbi uleiul, că în 3-4 ani cruce. Exact. Sau mi-a plac exemplele alea cu, știi, bunicuții aia care au o mașină de colecție veche și toată ziua lustrești, o bibilezi și încă ieși cu ea pe stradă. Da, deci, da. E ceva de genul. Întotdeauna instalațiile au nevoie de o mentenanță foarte bună, foarte indiferent bun. De sistemul. Indiferent care, de pentru sistem. Că și la gaz era la fel. Exact la fel, da. Tu ai mai face acum gaz? Mâna pe gaz? Cred că am 4 ani, cel puțin, de când nu am mai montat o centrală pe gaz, doar am montat pompe de căldură și am cuplat sistemele gaz ca și backup pentru pompele de căldură, dar în rest noi nu am atins de gaz. Ah, ok. Din păcate sau din fericire. Eu zic că asta e direcția, deci nu mai... Da. Deci tot o să ai de lucru, ai, ai, ai. Oh. Mulțumesc, oricum... Oricum ai de lucru. Oricum am de lucru foarte mult, da. Băi, e o treabă foarte faină ce ați făcut aici. Mulțumim. Deci chiar bravo. Mulțumim. Și hai să vedem care au fost provocările din proiectare. Avem 48 de kWh, avem 1 kWh pe apartament. Exact. Exact. Asta înseamnă că vor fi probabil, nu că probabil, ci vor fi mai mult ca sigur luni de iarnă în care nu o să-ți vină factură deloc. Da, da.